Astăzi, dragi prieteni, vă invit să fiți turiști virtuali și să descoperim frumusețea meleagurilor mehedințene. Mai precis, vom călători spre Orșova, fie pe uscat, fie pe Dunăre. Orșova este situat în partea de sud-vest a României, la confluența râului Cerna cu Dunărea, într-una dintre cele mai reprezentative unități depresionale ale defileului Porțile de Fier. Nu este călător cu trenul sau cu mașina care, ieșind din defileul muntos, să nu tresară la vederea Orșovei noi. Orașul îi apare surprinzător în față, pe marginea unei oglinzi imense de apă, care reflectă colinele abrupte din jur și cerul. Și totuși, noua Orșovă, văzută dinspre Dunăre de pe un vapor, oferă o priveliște și mai impresionantă. Acolada albă a orașului, continuată de un șir de siluete din beton, cheiuri de piatră, înconjoară de jur împrejur imensa deschidere a unui golf. Urmărind imaginile, cu siguranță vă veți îndrăgosti de această zonă. Și noi, echipa emisiunii, am rămas surprinși de frumusețea locurilor, așa că nu am stat prea mult pe gânduri și ne-am îmbarcat pe un vaporaș. Apoi, cu toată viteza înainte, am plecat pe Dunăre la plimbare. Ajungeți cumva în clisura Dunării, nu trebuie să ratați o plimbare cu barca pe Dunăre. Poți admira unele dintre cele mai frumoase locuri pe care le străbate Dunărea pe tot parcursul ei. Trebuie să vezi Tabula Traiana, Cazanele Mici, Chipul lui Decebal, Golful Mraconia, Mănăstirea Mraconia, Golful Dubova, Cazanele Mari, Grota Veterani, Peștera Ponicova. Dragi prieteni, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii noastre, emisiune care sper eu că și-a câștigat foarte mulți prieteni în ultima vreme. Și asta pentru că de fiecare dată încercăm să vă oferim noi posibilități de agrement, noi posibilități de a face acest gen de turism. Aducem în casele noastre, prin intermediul imaginilor, locuri extraordinare de aici, din țara noastră. Vom avea parte de o plimbare pe Dunăre, vom trece prin cazanele mari, cazanele mici, vom cunoaște destinații noi. La un moment dat o să vă prezentăm și preparate, bineînțeles, din pește, pentru că doar suntem la Dunăre. Rămâneți alături de noi și cu speranța că imaginile vă vor convinge să deveniți turistul de mâine. Haideți să vedem despre ce este vorba. Sud-vest și nord-est de localitatea Dubova, între Valea Ogradena și Ogașul Turcului. În această zonă, Dunărea străbate cea mai îngustă și mai grandioasă zonă a defileului Dunării. Cazanele mari fiind despărțite de cazanele mici de bazinetul Dubova. Prin cazanele Dunării se înțelege porțiunea de defileu cuprinsă între gurile de vărsare a râurilor Plavisevița în sud și Ogradena în nord, formând o unitate geomorfologică bine individualizată. Bazinetul Miocen de la Dubova împarte cazanele Dunării în două porțiuni distincte, cazanele mari și cazanele mici. Deci, dragii mei prieteni, ne aflăm deja pe cazane, cum se spune, suntem pe Dunăre. O să observați că nivelul apei crește și ajunge și la 80 de metri. Drumul o să se îngusteze, dar frumusețea pitorească vorbește de la sine, așa că rămâne și priviți următoarele imagini care o să vorbească de la sine.
Adâncimea apei ajunge aici, aici în zona cazanelor și la 80 de metri, cazanele mici, adâncimea maximă. Media este undeva pe la 40-50 de metri. În cazanele mari o să ajungem într-un loc unde este zona cea mai îngustă a Dunării. Acolo are 180 de metri lățime și s-a găsit adâncime și de 100 și ceva de metri acolo în zona cazanelor mari. Dar v-am zis, media e undeva pe la 40-50 de metri pe toată porțiunea cazanelor. Trebuie să ținem cont de faptul că 25 de metri s-a ridicat nivelul Dunării după ce s-a făcut barajul de la Boțile de Fier. Mă refer la zona cazanelor. Acolo în față, mănăstirea Mraconia, o mănăstire nouă făcută după Revoluție. Ea este construită pe structura, a fost dorința preoților din zonă, preotul Târtea din Dubova, în amintirea unei mănăstiri care undeva unde o să mergem pe canalul Mraconia, o să vă arăt locul unde a fost vechea mănăstire Mraconia, o mănăstire veche de pe la 1800, care a fost acoperită de apă, dar înainte de asta a fost distrusă într-un incendiu. Mănăstirea este construită pe structura unei clădiri de navigație, un fel de canton vechi. O să vedem când ajungem mai sus în golful Dubova, o să vedem pe malul Sârbesc, existau trei asemenea cantoane de navigație și toate trei aveau în fața lor un balon imens pe care îl foloseau ca semafor manual și vapoarele vedeau acel balon și în funcție de poziția balonului se opreau sau dădeau sau treceau prin cazane. Deci pe toată porțiunea cazanelor nu e voie să se întâlnească două vapoare în același timp. Mă refer la navele mari, la convoaiele mari. Nici acum, restricția se păstrează și acum. Pe vremuri, înainte de a se face barajul, acum pentru navigația e mult mai simplă pentru nave, dar pe vremuri era un calvar pentru marinari zona cazanelor. Dunărea curgea foarte repede, erau ieșite stâncile afară din apă și știți bine că de aceea se și numesc cazane, că lovindu-se, curgând cu viteză apa și lovindu-se de stânci, era aruncată în sus și dădea impresia că fierbe. De aceea marinarii și bătrânii au spus că cum fierbe apa într-un cazan pe foc, așa fierbe Dunărea între munți. Imediat în dreapta o să ajungem la dreptul chipului statuiei lui Decebal, o sculptură făcută după Revoluție. Prin 1994 a început construcția statuii și 13 ani, o perioadă până prin 2007 s-a lucrat. În 2007 finanțatorul s-a îmbolnăvit, adică Iosif Constantin Drăgan, și s-au oprit lucrările. Statuia este finalizată în proporție de 70-80%, deci nu este terminată lucrarea, dar din lipsă de fonduri nu se mai s-a oprit. Dar este frumoasă și așa cum e. Oricum, pe unde intrăm pe suportul ăsta acum, înainte de anii 70, nu era apă deloc. Venea râul Mraconia de undeva de sus, din munte, și undeva aici, în fața podului, exista podul vechi din fier. Și acolo, pe suport, trecea râul Mraconia și se vărsa în Dunăre, undeva la vreo câțiva metri bun de podul actual. Deci toată zona asta, toate și șoselele și toată zona a fost modificată după anii 70. După ce mai înaintăm pe Dunăre într-un peisaj absolut superb, vom trece pe lângă capul lui Decebal. E considerată cea mai mare statuie din Europa, a doua din lume, după Statuia Libertății, ca înălțime. Are aproape 55 de metri înălțime și 24 de metri circumferința feței. Capul lui Decebal este situat în Valea Mraconia, tăiat într-o stâncă masivă. Inițiativa realizării sale aparținând multimiliardarului Iosif Constantin Drăgan, fondatorul Fundației Europene Drăgan.
Construcția a început în 1994 și este în plină desfășurare, proiectul inițial aparținând unui sculptor italian, iar lucrarea este executată de o echipă de sculptori alpiniști. Începând cu anul 2002, a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective din zonă. Se știe dintotdeauna că cei ce au locuit aceste plaiuri au fost buni creștini. Deci în zona asta se termină cazanele mici, începe golful Dubova, acolo în dreapta se poate observa localitatea Dubova, vedeți, se termină și restricțiile pentru nave, aici în golful Dubova e voie să se întâlnească navele, chiar e loc de întâlnire, se pot aștepta. Și acolo localitatea Dubova, localitate care 50-60% a fost mutată pe deal în sus. Din satul vechi au mai rămas numai casele de jos de lângă Dunăre, ce se vede acolo în față, jos, lângă Dunăre, iar vă dați seama, de la sat și până la Dunăre, oamenii aveau și lunca arabilă, teren arabil. Deci aproape golful ăsta nu exista deloc. Și imediat o să înceapă să se contureze zona cea mai îngustă, de la depătare, o să vedem de la depătare și după aceea o să și trecem pe acolo. În zona cazanelor mari, șoseaua nu mai există, ocolește de acolo prin sat, ocolește și muntele și dealul ăla din față și revine lângă Dunăre, dincolo de cazane, de cazanele mari. Șoseaua de la Sârbi, în porțiunea cazanelor mici, la intrarea în cazanele mici, merge pe coama muntelui pe sus. E ceva diametral opus. În cazanele mari n-avem noi, e în cazanele mici acolo.
Așadar, am ajuns la Herculane. Primul lucru care trebuie făcut este cazarea la o pensiune și avem o ofertă bogată. Ne-am cazat și următorul lucru ne vom interesa cum ne vom petrece sejurul sau weekendul în această zonă. Am alături de mine pe unul din proprietarii unei astfel de pensiuni din Herculane, este vorba de domnul Sorin. Domnul Sorin, iată, nu ne întâlnim la Herculane, suntem pe Dunăre. În zona Orșova, la 16 km de noi, toți turiștii care stau la pensiunea Prezident beneficiază de această facilitate. Împreună cu domnul Sorin, driverul acestei bărci, da? Veți face o scurtă plimbare și vă va introduce, vă va povesti despre zona frumoasă din apropierea băilor. Așadar, un peisaj superb, o zi întreagă, să spunem așa, se poate petrece aici, nu? Dumneavoastră nu va trebui decât să le recomandați turiștilor această zi de agrement, nu? Domnul Sorin o să se ocupe de turiști. Spuneți-mi, prin ce atrage această zonă? E o zonă deosebită, e rezervație naturală. Cum v-a explicat și domnul Sorin, o să vedeți, pentru că fiind neatinsă de om, o să găsiți peisaje inedite care nu se găsesc în alte parte a Europei, peșterile din zonă, grotele din zonă, puteți face o zi de pescuit, nu domnul Sorin? Șalău, somn, domnul Sorin vă ajută cu indicații cum o mergi și cu toate cele, pe care îl puteți pregăti de sigur, singur, la grătar, seara la pensiunea Prezident, nu? Așadar, iată un mod de a vă petrece timpul liber în această zonă, weekendul sau sejurul dumneavoastră, așa cum spuneam, ne cazăm, pe aceea ne informăm și plecăm la plimbare. Unde decât în această zonă superbă, cazanele mari, cazanele mici, adică pe Dunăre, împreună cu cei doi prieteni ai noștri, domnul Sorin de la pensiunea Prezident și domnul Sorin, cel care are grijă să plecăm și să ne întoarcem cu bine la mal. Deci în spatele muntelui acolo se află grota veteranii, iar prin gaura asta intră lumină naturală înăuntru în grotă. E făcută de soldații austro-ungari, avea rol și de observator, acolo sus urcau soldați. O grotă care a fost folosită din cele mai vechi timpuri de toate generațiile de oameni, dar cel mai concludent de soldații austro-ungari care au și amenajat-o puțin. O să vedeți aici la intrare făcut un zid de apărare și în același timp să mascheze intrarea în grotă. Vedeți că e foarte bine camuflată și înăuntru stăteau aproape 100 de soldați care controlau zona asta, cazanelor. Asta se întâmpla până la primul război mondial, cât teritoriul Banatul a fost sub ocupația austro-ungară. Grota este sub protecția Parcului Național și se intră cu acordul Parcului Național. Imediat o să o vedem.
De fileul Dunării, galeriile însumează 1660 de metri, poate fi accesată de pe uscat sau de pe Dunăre, cu barca. Este accesibilă și persoanelor mai puțin experimentate, echipamentul putând fi unul de circumstanță. Vă recomandăm galeria activă a râului Ponicova și pe cea arhaică, sala cu coloane a Marelui Șarpe. Da, e foarte frumos înăuntru, foarte multe stalactite, stalagmite. Aici ne jucam, eram copii, dar veneam din partea cealaltă, că atunci aveam voie cu bărcile. Ea a fost închisă publicului până la Revoluție, din cauza regimului. Dai seama, să fi venit pe aici turiști până în gura peșterii, să fi văzut dincolo Serbia, Iugoslavia, mai puteai să-i ții în frâu. Peștera Gura Ponicovei prezintă mai multe niveluri de galerii, cele inferioare fiind active. Dintre galeriile fosile, cea mai spectaculoasă este galeria concreționară, precum și sala coloanelor. Aici, apa și timpul au creat stalactite și stalagmite de forme și mărimi diferite, domuri și coloane, podeaua de calcită albă, gururi, perle de cavernă, draperii. Tot în această peșteră au fost găsite oase de urs și de hienă de peșteră, precum și de cultura halștatiană. După ce vom servi masa și ne vom odihni un pic la pensiunea Septembrie, vom pleca din nou la drum. Iată, după o plimbare pe Dunăre extraordinară, ne-am retras aici la pensiunea Septembrie. Vom intra la bucătărie să vedem ce s-a pregătit, după care ne vom așeza la masă. Iată, ne-a ajuns la bucătărie, suntem alături de doamna Tina, da? Am înțeles bine. Doamna Tina, ce ne-ați pregătit aici? Dar o să vă rog să spuneți repede, repede, pentru că mie deja mi-este poftă. Ramură de pește din crap, se fac legumele, se prăjesc pe grătar, toate. Roșii, ardei gras, ardei iute, usturoi, toate se prăjesc pe grătar și peștele. Peștele de bază se face la grătar. Ce pește ați folosit? Crap. Și se bagă la cuptor. Toate, după ce se legumele, după ce se prăjesc pe grătar, se toacă, se pun în tavă cu pește cu tot și se bagă la cuptor. Se face sosul acesta delicat. Se condimentează după gust, sare, piper, leuștean, foi de dafin. Am înțeles. Deci, dumneavoastră mai întâi probabil că ați curățat peștele, nu? Da. Și ați vrut să-l băgați la cuptor, numai că v-a fost teamă să-l lăsați singur și atunci v-ați gândit să-i punem și aceste legume, da, să-l înfrățim cu legumele, nu? Da. Toate au fost făcute pe grătar, nu? Da. Ați așezat frumos, frumos, să nu se supere vreuna dintre ele, după care le-ați băgat la cuptor, da? Da. Ce să vă spunem? O să invităm și pe cei de acasă să rămână alături de noi, pentru că ei nu vor putea gusta, o să gustăm decât noi, da, lucru care și fac acum. Nu pot să spun nimic. Ei vor să rămână alături de noi să privească, iar noi ne vom așeza la masă. Ne dați voie? Da, și vă doresc poftă bună.
Mulțumim. După această plimbare pe Dunăre și după o masă pescărească extraordinară, mă voi retrage la odihnă. Aici cred că este baia. Foarte bine, pentru că înainte de a mă odihni trebuie să fac un duș. Deci voi reveni la baie. Iată, am și televizor. Așternuturile sunt curate. Exact ce-mi trebuie să am o după-amiază frumoasă și să mă odihnesc. Pensiunea Septembrie dispune de 10 camere cu grup sanitar propriu, parcare privată cu 10 locuri, internet wireless, televizoare color, aer condiționat, încălzire centrală, apă caldă și rece non-stop, sală de restaurant și conferință, terasă acoperită, piscină iluminată cu o suprafață de 50 de metri pătrați și 1,50 m adâncime, plajă cu nisip, șezlonguri și umbreluțe de plajă, loc de joacă pentru copii. Debarcader pentru acostare, ambarcațiuni ușoare. Dacă veți veni aici, neapărat trebuie să gustați saramura de pește și ciorba de pește, gătite după o rețetă anume. Pensiunea Septembrie este așezată pe malul Dunării la ieșirea din Cazanele Mici, pe șoseaua DN57, care leagă Orșova de Moldova Nouă, kilometrul 17 plus 800 de metri. Pensiunea Septembrie se află la limita ariei strict protejate a Parcului Natural Porțile de Fier. Așadar, după ce ne-am odihnit într-o cameră frumoasă, curată, la pensiunea Septembrie, acum este momentul să vizităm un alt punct de atracție al zonei, și anume Mănăstirea Sfânta Ana. Dragii mei prieteni, iată-ne la Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova și am alături de mine pe Maica Stareță Iustina Popovici, pe care o să rog să ne spună câteva cuvinte despre această frumoasă mănăstire. Da, ați zis bine că e frumoasă. Este frumoasă prin așezarea ei și biserica însăși este împodobită frumos.
Istoricul mănăstirii nu este prea vechi, nu este o mănăstire monument istoric sau așa, este ctitorită, ea a fost ctitorită de vestitul ziarist interbelic Pamfil Șeicaru, care în primul război mondial a luptat aici și trecând printr-un moment greu, a fost acoperit de explozia unui obuz când încerca să arunce în aer un far. Trecând prin acel moment greu, a promis lui Dumnezeu că dacă va scăpa cu viață, va ridica aici o mănăstire în cinstea eroilor care au căzut pe câmpul de luptă în momentele acelea grele și de care el și-a adus aminte după 20 de ani cu fonduri proprii, cu banii proprii, a reușit să ridice această mănăstire așa cum se vede ea acum, careul acesta format din chiliile de-a dreapta și de-a stânga bisericii, care se află în partea de sus a literei U. În 1936 a început construcția bisericii, care s-a terminat în 1939-40, iar când Pamfil Șeicaru a cerut episcopului din timpul acela, Vasile Lăzărescu, episcopul de Caransebeș, să sfințească mănăstirea, acela a refuzat, deoarece n-a fost chemat la punerea pietrei de temelie. A venit războiul, au venit vremurile pe care toți le știm și mănăstirea, regimul de din trecut n-a mai permis ca aici să fie mănăstire, ci a făcut-o prima dată tabără de copii, după aceea a luat-o BTT-ul, Biroul de Turism pentru Tineret, ca mai apoi să fie făcut în biserică restaurant, iar chiliile să fie transformate în camere de hotel. Așa a stat până în apropierea anilor 80, când s-a construit acel restaurant care se vede la nivelul parcării, iar biserica a rămas sală de recepție. Noi când am venit aici, în 1990, am găsit un fel de depozit, de magazie, unde erau depozitate covoare, mese, scaune și așa mai departe. Pictura din turlă era acoperită cu un fel de grilaj, care mai apoi l-am dat jos ca să punem în valoare pictura originală și de când am venit aici, un grup de măicuțe de la Mănăstirea Tismana, am încercat să readucem frumusețea acestei biserici, să o înfrumusețăm atât material cât și duhovnicesc prin slujbele care se țin zilnic, vecernie, utrenie, Sfânta Liturghie. Vreau să vă mai întreb, de ce Sfânta Ana? Da, am uitat să vă spun, ctitorul Pamfil Șeicaru, mama dânsului se numea Ana și având o afecțiune deosebită față de mama sa, pentru că în ultimii ani de viață nu mai vedea, a ținut cu tot din adinsul ca mănăstirea să se cheme Sfânta Ana și să fie de măicuțe. Chiar a lăsat în testament ca mănăstirea să fie mănăstire de măicuțe. Am văzut înainte de a intra în biserică că se află un loc de veci. Ctitorul a murit, din păcate, și a sfârșit viața în străinătate, deoarece actul de la 23 august 1944 l-a aflat în Spania, unde a fost trimis de conducerea de atunci să încheie un armistițiu. Și știind despre situația așa care se va instaura în țară, n-a mai vrut să se mai întoarcă în țară și atunci a murit în Germania în 1980. În 1992, un nepot de-a lui l-a adus de unde a fost înmormântat în Germania, l-a adus la cimitirul Sfânta Vineri, iar mănăstirea, noi mănăstirea, l-am adus aici în 2005, când și familia și-a dat acordul ca el să fie adus în
ctitoria cea mai importantă a lui, pentru că el a mai ctitorit și alte monumente închinate eroilor. Și dându-și acordul, noi ne-am ocupat de aducerea osemintelor. Așadar, când obosiți în zona Herculane Orșova, nu uitați să treceți și pe la Mănăstirea Sfânta Ana, un loc unde liniștea va pătrunde cu siguranță în inima și în sufletul dumneavoastră. Tot ce e frumos se termină repede, iată și ediția de astăzi se încheie. Am încercat să vă prezentăm, cum spuneam, locuri noi, am încercat să vă facem cunoștințe cu oameni noi, cu posibilități de turism noi, dar și cu preparatele din Peșteni. Dacă v-am convins să deveniți turistul de mâine, înseamnă că munca noastră nu a fost în zadar. Vă aștept și săptămâna viitoare!